din start am fost foarte bucuroși că o să avem apă caldă 24 din 24. Dar ca să recunoaștem, în realitate suntem puțin dezamăgiți, fiindcă construcția acestor panouri sunt efectuate în felul următor. În boilerile, adică în rezervoarele de apă care încălzesc, este 6 tone, sunt niște spirale electrice pentru a încălzi apa din interior. Am încercat să deconectăm energia electrică din aceste rezervoare vara, când era căldura destul de mare afară și temperatura era apei menagerii, era ca apa de soare. Adică am ajuns la un rezultat că efectul este minimum. Mai mult ca atât, acum, având în vedere criza energetică, noi am deconectat energia electrică și apa vine puțin mai caldă ca în robinete. Noi trebuie să, tot anul împrejur, trebuie să lucrăm cu curent electric, cu ajutorul cazanării. În timpul iernii, adică noi mai încălzim apa cu cazengeria la gaze. Dar în linii generale, suma de 1 milion și aproape 400.000 de lei care au fost alocate pentru instalarea acestor panouri, nu dă efectul contat care noi l-am așteptat. Noi am avut contact telefonic și cu dumnealor, fiindcă mai sunt acolo niște elemente tehnici care trebuiau să le deservească. Bine asigurat că acolo unde au fost în altă parte, ele funcționează. Acum problema este nu pentru încălzirea apei menagerii, este pentru curent electric. Adică ar fi bine ca aceste panouri să ne dea curent electric. Pentru noi a transforma în energie termică. El nu se deconectează complet. Adică iarna, bineînțeles că temperaturile sunt mai joase și nu încălzește așa. Dar o să încercăm să ajutăm cu gaze naturale să încălzim sistemul. Și o să vedem cum o să ne descurcăm cu finanțele pentru încălzire.